Acțiuni ample au fost desfășurate astăzi de către polițiștii din cadrul IPJ Mehedinți, împreună cu Inspectoratul Județean de Jandarmi și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta. Verificările au avut loc în piețele agroalimentare și au fost vizate zonele cu flux mare de persoane din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Domnul este să respectați toate măsurile impuse de această perioadă, distanțarea fizică și toate prevederile legale pentru a ne putea proteja. Acțiunea are ca scop principal informarea cetățenilor cu privire la conștientizarea adoptării unor măsuri anti-COVID. Fiind transmise populației generale recomandări cu privire la modalitățile de prevenire și limitarea răspândirii și infectării cu noul tip de coronavirus. Astăzi, Inspectoratul de Poliție al județului Mehedinți, împreună cu Inspectoratul Județean de Jandarmi și cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, au desfășurat o acțiune preventivă în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Scopul acțiunii a fost acela de informare a populației cu privire la importanța conștientizării respectării măsurilor de igienă universal valabile, obligativitatea purtării măștii de protecție, respectarea distanței fizice și sociale în această perioadă, precum și respectarea prevederilor legislative. Severinenii au fost verificați și informați de către polițiștii mehedințeni cu privire la respectarea tuturor măsurilor de protecție sanitară în contextul epidemiologic actual. Ce părere aveți despre inițiativa domnilor polițiști? Da, sunt foarte activi, da. Considerați că este o idee bună să iasă pe străzi și să împartă măști? Da, foarte. Bună. Considerați că e foarte bună de a veni și a împărți măști? Da, ne mai protejăm. Au fost diseminate informațiile cu privire la respectarea regulilor de distanțare socială și respectarea precauțiunilor de igienă universal valabile. Pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, pompierii mehedințeni au desfășurat astăzi în sistem integrat, alături de polițiști și jandarmi, o activitate de informare preventivă, scopul fiind responsabilizarea cetățenilor cu privire la necesitatea respectării măsurilor de siguranță impuse de autorități. Acțiunile urmăresc conștientizarea cetățenilor cu privire la riscurile la care se expun cetățenii atunci când nu respectă aceste măsuri de siguranță. Facem apel la aceștia să poarte corect masca de protecție prin acoperirea nasului și a gurii. Pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, forțele de ordine continuă misiunile în sistem integrat în vederea verificării respectării măsurilor impuse de autorități în actualul context epidemiologic. În cursul acestei zile, forțele de ordine au desfășurat o acțiune în zonele aglomerate din municipiul Drobeta-Turnu-Severin de informare și distribuirea măștilor de protecție. Le-am recomandat cetățenilor prezenți să respecte măsurile stabilite de autorități, distanțarea fizică, portul măștii de protecție și să nu se expună la riscuri pentru sănătatea lor și a celor dragi. Acțiuni de acest gen se vor desfășura în toată zona de responsabilitate până la încetarea tuturor restricțiilor. În cadrul acestei acțiuni au fost distribuite 350 materiale de protecție.